so beautiful. To me, can't you see? You're everything I hope for. You're everything I need. You are so beautiful. To me, you are so beautiful. To me, can't you see? In your head. Îmi place muzica. You're everything I need. Oh, you are so beautiful to me. Te numești? Mă numesc Turbatu Mihai Cătălin. Câți ani ai? Că mie mi s-a plăcut un copil, așa, în primă fază. Am 16 ani. 16 ani? Și totuși, mie mi se pare că tu cânti de mai mulți ani. Ai făcut niște intervenții acolo, m-ai dat gata pe mine. Nu știu de ce nu s-au întors colegii mei, nu știu. Dar mie mi-a plăcut foarte mult și sunt mândră că am apăsat acest buton și că faci parte din echipa mea. Doamne, așa să rămân. Am sesizat exact ce îi place Andrei. Mi-au plăcut și mie floricelele pe care le-ai adăugat cântecului. Eu mi-aș fi dorit mai mult patos. E doar o treabă subiectivă, mai multă trăire pentru piesa asta. Nu știu, ai iubită? Iar încep și tu cu experiența. Lasă-mă în pace. Ai iubită? Bă, dar aveți ceva cu copiii ăștia, mă. Ai avut? Da, am avut. Și ei cântă. Acum ce era să zic? Că tu dacă aveai 16 ani și veneai pe scena asta și tu mă întrebai pe mine, ai iubită? Zicea, da, frate, am avut 7. Că ce vrei să spună? Că dacă n-a avut să zică ție, păi am avut, da. Zi, mă, haide, zi, stai așa, ai iubit. Da, nu, pe bune, am avut și, de fapt, dacă stau să mă gândesc, i-am și cântat. I-am și cântat și am făcut și dedicație. Ei cântă piesa asta? Ei cântă piesa asta? S-a întors, bravo, tată! S-a întors! Ce să zic, eu nu m-am întors. Mie mi s-a părut că au fost prea multe floricele. Dar vezi, noi suntem diferiți, ceea ce pe Andra a adus-o în pragul unei lacrimi care se rostogolește pe obrazul ei catifelat, pe mine m-a făcut să nu mă întorc, știi? Dar în același timp, Andra... Dar eu o voi elibera pe Andra. Stai așa. Asta-ți promit. Tu tot visezi la eliberarea mea, dar nu o să reușești. Stai așa. În același timp... O voi elibera. Săracul de tine. Mie îmi place că trăiește cu speranța. Bun. Ea se ține tare, dar eu tot o eliberez. Toate astea, cântăreața Andra, cântă de 18 ani cu aceste floricele pe care tu le-ai interpretat și azi și funcționează. Deci merge. Da, mă, da. 2 secunde. Da, nu mi-a reproșat nimeni că e prea mult. Andra, stai puțin. Mi-a spus doar, wow. Eu vreau mai mult de la tine. Eu nu vreau să spui funcționează. Eu vreau să spui... N-am vrut să mă când și sunt o rachetă supersonică. Da, eu știu, da. Floricelele astea sunt trinitrotorene, dacă mă laudam mai mult, zicea, uite-și pe asta arogantă, se laudă. Am zis, funcționează ca să... Depinde cum funcționează. A avut 3 sold-out-uri la Sala Palatului. A funcționat. Funcționează. Mulțumesc, Irina. Funcționează. Păi și ce vrei? Dar ce? Noi suntem... Repetăm cu toții în cor. Diferiți! Tocmai de-aia nu ești bun pentru echipa lui, că nu o să facă floricele niciodată. Adică gândește-te cum ar fi să fac eu floricelele pe care le face Andra. N-aș putea! Nu poți să le faci! N-ai putea! N-aș putea! Stai acolo, că mai am ceva de zi, stai acolo! În speranța că după ce ești la ea în echipă... Oare să fiu rea? Nu, că dacă nu le poți face, normal că nu te-ai întors. Firea, 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 hai, stai, firea! Bine ai venit în echipa mea.